Ce se ostenesc, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să simțească pacea asta. Domnului, acelui fără de păcat, crucitale ne... Izvorul tămăduirii este una dintre cele mai importante sărbători pentru creștinii ortodoxi. Sărbătoarea pică în fiecare an în săptămâna luminată, în prima vineri de după Paște. În ziua izvorului tămăduirii, bisericile fac sfințirea aghiezmei mici după liturghie. Se spune că cei care beau această aghiazmă se vindecă, iar în unele locuri se stropește și casa cu aghiazmă mică. Aghiazma mică o folosesc oamenii pentru tămăduirea de diferite boli, atât sufletești cât și trupești. Iată, ea este purtătoarea energiei Harului. Și anul acesta, creștinii ortodoxi au fost prezenți la Mănăstirea Sfântul Alexandru pentru a lua parte la slujba religioasă de izvorul tămăduirii. Enoriașii au venit să se roage pentru familie și pentru cei apropiați. Am venit cu gânduri bune, curate, cu lumină în suflet și aș vrea ca toată lumea să fie la fel, cu gânduri curate, liniște. Credința ne aduce multă bucurie. Am atâta liniște și bucurie în suflet. Cu ce gânduri ați venit astăzi la biserică? Cu gânduri bune, limpezi, să ne ajute Dumnezeu, nouă copiilor și întregii țări, că prea suntem oropsiți. Eu am predat limba română și niciodată n-am făcut abstracție de la religie, pentru că cele mai multe poezii, cele mai multe opere literare se leagă, sunt implicate în religia noastră ortodoxă. Mă bucur când aici în biserică văd foști elevii mei. Semnificația acestei sărbători este legată de bucurie și în special de Maica Domnului, care este izbăvitoare și mijlocitoare a oamenilor către Dumnezeu. Originea acestei sărbători ne spune acest lucru pentru că pe cât de simplă, pe atât de puternică este întâmplarea care face început acestei sărbători, anume împăratul Leon cel Mare, înainte de a fi instalat împărat, pe lângă cetatea în care locuia, se plimba într-un codru, în pădure. Iar acolo, reflectând poate la cele ce urmează să îi se întâmple, la cum urmează să fie încununat și ce urmează să pună la cale în Imperiu, în Constantinopol, în Imperiu Bizantin, se întâlnește cu un orb. Orb care era rătăcit și îi cere să-l ajute. Iar pentru că împăratul, pe scurt vorbind, era un om blând, milostiv și dornic să ajute, îl ia, îl călăuzește prin acele cărări din pădure și pentru că la un moment dat o sete nepotolită îl cuprinde pe orb, se roagă Maicii Domnului și în gând îl călăuzește ca într-un glas și găsește, iată, acest izvor. Zeci de enoriași au luat parte astăzi la slujba prilejuită de izvorul tămăduirii. Curtea mănăstirii Sfântul Alexandru a fost plină.